Deputații și senatorii dispun după bunul plac de banii statului ce le sunt alocați. Fiecare parlamentar cheltuiește lunar aproximativ 10.000 de lei cu cabinetul, angajații, deplasările în teren, telefonia și cazarea. Deși nu au voie să-și angajeze rudele, mulți aleși au crezut că fentează legea și au încadrat ca angajați la cabinetele proprii membrii ai familiei. 32 de parlamentari, foști sau actuali, sunt acuzați că au prejudiciat statul cu aproape 240.000 de euro prin contractele încheiate cu rudele pe care le-au angajat.